una din prietenele mele care este artist vizual își dorea foarte mult să facă ilustrații și cumva i-a atras de mine, a zis, păi tot spui povești, hai să scrii ceva, pune una dintre ele într-o formă, eu încerc să o ilustrez și hai să facem o carte. Eu nu prea credeam în chestia asta cu cărțile pentru copii. Nu aveam niciun fel de plan în acest sens. S-a întâmplat ceva natural, am devenit mamă. Și atunci poveștile din copilărie și-au făcut loc din nou în viața mea, pentru că am reînceput, în primul rând, să citesc cărți pentru copii, împreună cu fetița mea, care astăzi, iată, dă bacul. Și după aceea mai am și un băiețel mai mic. Adică de două ori am trecut prin chestia asta și atunci am petrecut foarte mult timp cu copii, printre copii, citind cărți pentru copii, spunându-le povești. Doamne, cât timp am petrecut, îmi dau seama acum. Spunându-le povești copiilor mei care de la un punct încolo doreau să le și inventez, nu erau doar mulțumiți cu simpla lectură. Și atunci cumva eram plină de povești pentru copii, din mediul în care începusem să trăiesc. Și așa cum spuneam, când ceva te locuiește pe tine foarte mult, o să se vadă și înscris, pentru că totul era despre copilul meu și pentru că spuneam povești copilor mei, am început să le pun și într-o formă scrisă. Deși nu am avut, nu m-am gândit, hai să fac un switch, hai să devin eu scriitoare pentru copii, pur și simplu au fost așa chestiile astea care au decurs natural. Și după ce am publicat prima carte pentru copii, care a avut o poveste destul de lungă, adică eu am pus-o în scris și pentru că una din prietenele mele care este artist vizual își dorea foarte mult să facă ilustrații și cumva i-a atras de mine, a zis, păi tot spui povești, hai să scrii ceva, pune una dintre ele într-o formă, eu încerc să o ilustrez și hai să facem o carte. Eu nu prea credeam în chestia asta cu cărțile pentru copii, pentru că acum cât 13-14 ani era momentul ăla, editurile din România nu prea publicau autori români. Știți că la noi, mai ales în partea asta de Europa, este o chestie pe dos față de partea occidentală, și anume la noi procentul de autori români este foarte mic și în general sunt traduceri. Adică piața din România acum este formată 90% din traduceri, în special din engleză, autori americani și de limba engleză, dar și din alte limbi, și autorii români sunt undeva cu indulgență la 10%. Deci cumva editurile preferă să traducă decât să publice autori. Iar în cazul literaturii pentru copii era și mai dramatic. Chiar nu existau pur și simplu cărți. Se luau la pachet povești, Disney, unele nu foarte frumoase, dar pur și simplu cam asta era situația. Și a durat câțiva ani până am convins o editură. Am scris povestea, ea a făcut o parte din ilustrații și mi se spunea, păi nu, că autorii români nu se vând. Nu ne-am descurajat cumva, am continuat să mai batem la alte uși și până la urmă am găsit o editură care a riscat și a publicat cartea, a apărut acum 10 ani, se numește Domnișoara Poi Mâine și Joaca de-a Timpul. Ideea e că acea carte a avut un destin așa, care ne-a luat pe sus, pe amândouă, o știi? Da? Ce drăguț! Super! Mă bucur! Ea a avut așa un destin care după aia m-a împins cu ea pe acest drum. Creația ta, de fapt, e un fel de a da înapoi ceea ce ai primit, dar modificat. Modificat, nu știu, e un proces alchimic, este foarte greu de explicat cum face un artist, pentru că e întrebarea aia, de unde vă luați inspirația? Este foarte greu de explicat, așa, matematic, în procente. Cartea asta este 80% ficțiune, 20% realitate și de aici personajul ăsta seamănă în proporție de 40% cu mama, în proporție de 30% cu profa și restul am pus eu de la mine dintr-o fantezie. Nu prea ai cum să explici. E exact ca într-un proces alchimic. Cumva e ca și cum ai un creuzet în interiorul tău, așa, eu fac metafora asta cu vrăjile, cumva, în care pui diverse ingrediente, nici tu nu mai știi, și ele se amestecă și apoi rostești o formulă magică pe care nu mai poți să o repeți a doua oară, de regulă, adică ea nu merge. Dacă ai descoperit odată formula magică la un text, la o poezie, la o poveste, va trebui să o reinventezi, va trebui să o găsești din nou a doua oară. Nu o să funcționeze. De aceea sunt multe cărți care ați văzut că par scrise după rețetă. Acum se scrie foarte mult și există rețete. Există
cursuri și de-astea, cum te învață, mie mi-apar reclame pe Facebook, cum să scrii o carte în 10 zile, cum să scrii o carte de 700 de pagini, adică sunt, astea sunt niște tâmpenii, nu credeți așa ceva, copii, nu dați banii pe prostii, deci cumva rețetele astea care vin și te învață să fii fericit, să scrii o carte și așa mai departe, nu prea au nicio valoare. Există într-adevăr, scrisul are niște reguli, scrisul profesionist, adică construcția poveștii, până la urmă o chestie ca de arhitectură, da, trebuie să înțelegi niște lucruri despre construcția narrativă. Asta nu înseamnă că le vei repeta orbește și vei produce așa după un șablon 50 de povești la fel. Ele nu vor fi neapărat un produs artistic în final. Ați văzut că cumva, na, ne putem uita și la seriale. Sunt sute de seriale și multe dintre ele nu spun nimic. Sunt foarte puține alea mișto care vin cu ceva nou sau care au ceva autentic în ele. Multe sunt niște copii pe care, nu știu, poți să-ți pierzi vremea serii întregi și după o lună nu mai ții minte ce ai văzut, nici nu mai poți să spui despre ce era vorba și se pare că toate seamănă între ele. La fel sunt și foarte multe cărți acum care se scriu și se scriu după rețetă. De aceea, cumva, ideea este că întotdeauna răspunsul, dincolo de scheme și dincolo de rețete, este înăuntru tău și în sensibilitatea ta și în felul în care tu iei exteriorul și îl prelucrezi înăuntru tău și cumva ca să poți să-l prelucrezi singura, iar revin la obsesia asta, citiți copii, citiți cumva, da, citiți și trăiți de fapt, pentru că nici cititul așa ermetic nu ajută. Nu poți să trăiești într-un tur de film, deci doar într-o lume pe care o știi din cărți. Ca să poți să scrii, până la urmă trebuie să cunoști și viața, care are și bune și rele, are și emoții, are și durere, are și suferință, are și traumă, are și bucurie, are și de toate. Și cumva el ajung să se împletească. Iarăși, nu știm în ce proporție ca să ieși un artist. Nu știm cât este viață, cât este studiu și așa mai departe. Deci, na, pe chestia asta nu prea pot să vă dau un răspuns. Credeți că cu ajutorul scrisului putem scăpa de o traumă sau să trecem mai repede peste? Cred că scrisul, de fapt, are o valență terapeutică, dar el nu poate rezolva singur. Nu putem să scăpăm de o traumă doar scriind. Dacă este o traumă din aia cu tâmare, e necesar să cerem ajutor specializat la psiholog. De multe ori și psihologul o să ne dea o temă de scris. Pentru că e o formă, într-adevăr, de clarificare, de autocunoaștere și de autoclarificare. De multe ori ți s-a întâmplat ceva, ți-e greu să te aduni, să pui în cuvinte, chiar și în mintea ta roiește așa o nebuloasă cu privire la ce ți s-a întâmplat și e mult de procesat. Și atunci cumva ajută și nu neapărat pe cineva care are talent literar, dar pe orice om care cât de cât are abilitatea de a pune niște fraze pe hârtie totuși, ajută să-ți torni, să scoți din tine experiența aia în scris, pentru că scrisul te obligă să fii cumva mai clar și cumva să poți să structurezi ceea ce era o nebuloasă în mintea ta de trăiri și de lucruri contradictorii. Când o începi să pui în scris, se structurează, capătă o formă. Până la urmă, da, poveștile pot avea un rol terapeutic, așa cum și noi când citim o carte și avem o stare, nu știu, o dilemă, o melancolie și acolo o găsești povestită, te simți instant puțin mai bine doar pentru că vezi că nu ești singur. Deci, da, cred că ajută, poate ajuta, dar nu singur dacă vorbim de o chestie foarte gravă. În rest, mi se pare un exercițiu așa, acesta de a scrie despre tine. Adică, uite, sunt mulți oameni care țin jurnal tocmai din motivul ăsta. Și mă întorc la Mircea Eliade, care a ținut jurnal toată viața lui. A început la 14 ani să țină primul jurnal și a scris până la sfârșitul vieții. A lăsat în urmă o cantitate uriașă de jurnale pe care după aceea o parte din ele a transformat în memorii. Chiar și acest roman al adolescentului miop este bazat pe jurnalele lui din liceu. Deci da, cred că scrisul e un exercițiu care ajută mult și pe mine. M-a ajutat dincolo de partea literară. De multe ori am simțit nevoia asta și na, toți ați zis că ați simțit nevoia să puneți în scris. Desigur, nu rezolvă problema. Adică dacă problema din realitate există, scrisul nu o va rezolva. Doar te va ajuta să te clarifici un pic. Thank you.
Împreună inspirăm tinerii din România.